Medicii români au reușit să salveze viața unei băiate de 9 ani cu un sindrom foarte rar, o reacție alergică la un medicament care a dus la erupții pe 70% din corp, inclusiv la nivelul pleoapelor și al corneelor, transformându-l într-un pacient de tip mare ars. Copilul a stat 3 săptămâni la terapie intensivă. Conform Libertatea.ro, băiatul a ajuns pe 22 iunie la unitatea medicală, fiind diagnosticat cu un sindrom inflamator de cauză necunoscută, dar și cu o formă de pneumonie. La 24 de ore de la internare, acesta a început să manifeste pe suprafața corpului o erupție la nivelul pielii, care s-a transformat în câteva zile în zone întregi de tegument denudat, practic rămășițele pielii după ce este afectată de arsură. Atunci a fost diagnosticat cu sindromul Devens-Johnson, despre care medicii spun că este o afecțiune rară, ce pune în pericol viața celor infectați, manifestându-se prin distrugerea tegumentului și a mucoaselor. De regulă, acesta este provocat de administrarea unui medicament la care organismul manifestă o reacție alergică puternică. Băiatul a primit ca tratament mai multe medicamente antiinflamatoare, tratament la nivelul pielii, mai multe tipuri de analgezice pentru durerile provocate de afecțiune și antibioterapie profilactică pentru a preveni posibila infectare a leziunilor. În primele 4 zile de internare la terapie intensivă, pacientul a avut nevoie de oxigen suplimentar, fără a fi însă intubat din cauza insuficienței respiratorii cauzate de pneumonia de la internare. Cazul băiatului de 9 ani este unul foarte rar, cu atât mai mult fiind surprinzătoarea apariția sa la copii. Spre exemplu, la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași au fost înregistrate 2 cazuri în 2021, dar ambele au fost la adulți și de o severitate mai redusă, relatează Libertatea.ro.